nu a reușit să ne creăm foarte multe ocazii de gol, dar în a doua parte a reușit să aducem de mai multe ori mingea în fața porții, dovadă că am și marcat. Chiar dacă rezultatul nu e cel pe care ni l-am dorit, cred că e corect. Cum îl priviți? Exact cum te-a întrebat și colegul meu. Punct câștigat, două pierdute în lupta pentru este un semieșec, asta e clar. Dar nu cred că trebuie să lăsăm capul în pământ. Trebuie să ne revenim, să ne refacem cât mai repede, pentru că se anunță un play-off foarte greu și interesant. Play-off, 20, peste 20.000 de oameni, început de play-off și totuși intrați greșit în meci. Care ar fi cauza sau explicațiile? Da, chiar vreau să mulțumesc spectatorilor sau fanilor care au fost în această seară. Sper ca la partida următoare să-i facem fericiți. Nu este nimic pierdut, e clar. Mai sunt multe meciuri și lupta va continua, e clar. Cum ți s-a părut jocul vostru după ce au ieșit Tavi Popescu și Coma? La fel cum am spus mai devreme, a doua repriză consider că a fost mult mai bună, am adus mingea de mai multe ori, 16 metri, așa că cred că ieșirea lor nu pot spune că a defavorizat mult echipa. Intrările de pe bancă în același timp au fost foarte bune și cam atât. E Juma din nou omul care aduce golul cumva. Cât de importantă este această evoluție în creșterea lui parcă? Da, Ejuma este în fur de formă, oricând poate să decidă un meci, este un jucător imprevizibil. Îmi doresc foarte mult să continue pe aceeași linie. Sunteți îngrijorați că nu reușiți să câștigați cu contracandidatele voastre? Nu știu dacă suntem îngrijorați, suntem nemulțumiți, dar sunt sigur că vom rezolva această problemă. Ce trebuie făcut pentru a rezolva acest aspect, agresivitatea, să intrați bine în meci de la început, să cum în unele meciuri reușiți să faceți acest lucru. Totuși acum contează, chiar contează fiecare minut din meci. Da, mi-aș fi dorit să jucăm tot meciul cum am jucat a doua repriză. Cred că asta ar fi un exemplu pe care l-aș putea da. Dar ce s-a transmis la pauză? Poți să ne spui? S-a produs o schimbare. Am zis jucătorilor să joace mult mai repede, să scoate mult mai mult mingea la margine. Cred că asta am făcut în prima repriză, am făcut foarte multe atingeri, am avut o constricție destul de lentă și cred că în a doua repriză am reușit să refacem acest lucru. Cum comentezi golul pe care l-ați primit? Că apărarea voastră a placat acolo. Da, apărarea, fundașii noștri au făcut marcaj destul de larg, atacantul lor știm cu toții că e un atacant de valoare și clar a fructificat orice spațiu care i s-a dat. Nu te îngrijorează acest aspect că iar primiți gol? Trebuie până la urmă, să reveniți? Astăzi am jucat cu o echipă puternică. Play-off-ul este echilibrat, Craiova are o echipă bună. Poate e normal oarecum să se speculeze orice greșeală, cum și noi la rândul nostru speculăm. Totuși, cum spunea și colega mea, apărarea e un punct nevralgic acolo. Găsiți, până la urmă, formula perfectă pentru a... Până la urmă, toată lumea spune, apărarea îți câștigă campionatul și ai nevoie. Clar, eu sper să găsim formula ideală, clar. Care ar fi tu? Rămâne de văzut. Contează foarte mult cum se vor pregăti în perioada următoare și vreau ca cei mai buni jucători sau cei mai în formă să fie în primul 11. Ce urmează pentru voi în perioada următoare? Vom avea liber, știm cu toții că avem mulți jucători la echipele naționale și... Nu veți putea lucra prea mult? Exact, da. Dar și jucătorii care rămân sunt la fel de importanți. Da, o să luăm o pauză înainte, sunt unele păreri că cel la care se...